Lăudați să fie Domnul! Slăviți să fie numele Lui Cel Sfânt, frați și surori, dacă nu vă cer prea mult, haideți să ne ridicăm și în câteva momente să citim cuvântul pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă pentru această seară, din Luca, de la capitolul 21, versetul 33, de la 33 până la 38. Luca, capitolul 21, de la 33 până la 38, pagina în Scriptură 1018. Cuvântul Domnului spune în felul următor: Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Luați seama la voi și vă ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia. Și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Că ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Vegheați, dar, în tot timpul, și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Ziua, Iisus învăța pe norod în templu, iar noaptea se ducea de o petrecea în muntele care se cheamă Muntele Măslinilor. Și tot norodul venea diste dimineața la el în templu ca să-l asculte. Amin. Haideți în câteva momente să ne plecăm capetele în rugăciune și să stăm înaintea Domnului, să cerem prezența Lui. Doamne, vreau să-ți mulțumesc pentru că în această seară suntem în locul acesta, în casa ta, pregătiți să ascultăm cuvintele tale și să luăm aminte la ceea ce tu ai să ne transmiți. Domnul nostru, despărțiți de tine, nu putem face nimic. De aceea nu vrem să mergem la drum fără tine. Nu vrem să pornim, Doamne, dimineața fără tine. Nu vrem în această seară să stăm în acest loc fără tine. De aceea te rog, fă simțită prezența în acest loc prin Duhul tău cel Sfânt. Vorbește inimilor noastre și te rog, dă-mi putere, Doamne, să transmit cuvântul tău clar, curat, pentru înțelesul tuturor și pentru schimbarea inimii și a minții. Doamne, te lăudăm pe tine, îți mulțumim, te binecuvântăm. Și avem încredere că lucrarea pe care tot vei face în această seară este una curată, sfântă și care te are în centru pe tine. În numele Domnului Iisus Hristos ne rugăm. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Aș vrea să mulțumesc fratelui păstor Iosif pentru această onoare pe care mi-o dă să vă slujesc în această seară. Aș dori să știți că nu iau ca pe un lucru de apucat faptul că pot să binecuvântez biserica printr-un mesaj din Scriptură și mă rog ca Dumnezeu să dea ungere, mă rog ca Dumnezeu să dea direcție, mă rog ca Dumnezeu să vorbească inimilor noastre și în primul rând să vorbească inimii mele. Aș vrea în câteva momente să mă prezint. Numele meu este Emanuel Popescu, sunt fratele lui Ciprian Popescu și cumnatul Viorite. Și prin harul lui Dumnezeu am posibilitatea să fiu pentru câteva săptămâni în Canada, ulterior și în Chicago, în America. Și pentru mine este o bucurie să văd biserica plină, să văd biserica rugându-se, să văd biserica cântând, să văd oameni, frați și surori români, atât de mulți, atât de departe. El a fost în vizită undeva lângă, cum se numește, Mont-Tremblant, încep să învăț o franceză. Și am auzit, cred că vreo 5-6 grupuri de români. Pentru mine asta e uimitor. Atât de mulți români să-i auzi, atât de departe. Dar îmi dau seama că harul lui Dumnezeu este peste toți, indiferent de loc în care sunt. Și cred că harul lui Dumnezeu este peste acest loc. Și mă rog ca harul lui Dumnezeu să rămână peste acest loc și binecuvântarea Lui să se reverse. Mi-am intitulat mesajul din această seară în felul următor. Azi e ziua bătăliei. Azi e ziua bătăliei. Și cu siguranță dumneavoastră știți faptul că trăim într-o lume frământată de păcat, frământată de nelegiuire, dar care este atât de frământată de războaie spirituale care se dau la tot pasul. Iar noi creștinii cu atât mai mult avem de purtat un război spiritual care niciodată nu se termină, se va termina decât atunci când va veni Domnul. Și nici atunci, și atunci vor mai fi evenimente care vor urma pentru cei care rămân de la răpire. De aceea consider că este foarte important pentru noi astăzi, în secolul 21-2018, astăzi, în această lună iulie, să înțelegem că este o zi a bătăliei și este o zi a unui război spiritual. Aș vrea să încep cu două întrebări pentru dumneavoastră și
Spuneți-mi, vă rog, în momentul în care vrem să construim o casă, să spunem, o construcție, care este primul lucru de care avem nevoie? Am obținut aprobarea din partea primăriei, avem tot ceea ce ne trebuie, dar lipsește un lucru. Care e primul lucru de care avem nevoie pentru a începe acea construcție? Astfel încât să nu eșueze, ci să ajungă acolo unde trebuie, să ajungă clădirea aceea frumoasă pe care ne-o dorim. Ce anume? Prima biserică care pun întrebarea asta și din prima primesc răspunsul. Mulțumesc foarte mult! Este adevărat! Frații care lucrează în construcții probabil știu prea bine. Dacă te apuci de un lucru și nu ai un plan, cu siguranță nu va ieși ceva bun. Dar hai să vedem, dacă nu ai planul respectiv, care e rezultatul? Dacă începe construcții și nu ai un plan, ce se întâmplă? Care va fi rezultatul? Multe idei, puține rezultate. Probabil că direcția care va fi? Greșită. Haos de cele mai multe ori. Astăzi vom vorbi despre trei planuri. Planul diavolului, planul lui Dumnezeu și care e cel de-al treilea plan? Planul omului. Diavolul are un plan. Și el știe foarte bine unde vrea să ajungă. Dumnezeu are un plan și știe foarte bine unde vrea să ajungă. Omul ar trebui să aibă un plan și să știe foarte bine unde vrea să ajungă. Planul diavolului. Uitați ce scrie în versetul 34. Luați seama, spune cuvântul, la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu ce? Cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia. Și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Spuneți-mi, vă rog, care este planul diavolului? Îngrijorări, îmbuibare, mâncare, băutură, plăceri, distracții, orice, mai puțin Dumnezeu. Și este interesant faptul că din primul moment în care copilul este conceput în pântecul mamei, din momentul în care este aruncat acolo, sămânța aceea încolțit în pântecul mamei, diavolul deja are un plan pentru acel copil. Din pântecul mamei, diavolul are un plan pentru acel copil. De ce credeți că sunt atât de multe avorturi? Și poate printre acei copii avortați au fost oameni care aveau posibilitatea să descopere soluția pentru cancer. Oameni care, la fel ca Billy Graham, ar fi evangelizat milioane de oameni, diavolul a știut că ceva se întâmplă, e un plan special. Și a creat atâta confuzie, și atâta omor, și atâta distrugere. Nu există ființă umană pentru care diavolul să nu aibă un plan. Știu. În momentul în care am descoperit acest adevăr, parcă un pic mi s-a făcut frică. Și m-am gândit, oare atât de important sunt eu pentru diavolul? Da. Din momentul în care te trezești dimineața și până în momentul în care te culci seara și pe toată durata nopții, diavolul se gândește cum să te mai atragă și să te îndepărteze de cine? De Dumnezeu. Scopul este să-ți distragă atenția de la Dumnezeu și să-ți pună atenția pe lucruri, pe anumite posesii, pe mâncare, pe băutură și îngrijorări. Dar, vedeți dumneavoastră, trăim într-o vreme în care suntem tot mai aproape de venirea Domnului Iisus Hristos. Și dacă astăzi suntem mai aproape ca acum 2000 de ani, mâine vom fi mai aproape de venirea Domnului ca astăzi, în momentul de față, diavolul se luptă mai crâncen și mai apri ca oricând să ne distragă atenția de la cine? De la Domnul Iisus Hristos. Înțelegem noi lucrul acesta? În fiecare dimineață, când mă trezesc, îmi pun întrebarea aceasta, Emi, tu înțelegi că diavolul este pe urmele tale? Înțelegi faptul că astăzi urmează să fii încercat? Înțelegi faptul că astăzi urmează să fii ispitit? Ești tu suficient de pregătit să fii biruitor? Și să fii pregătit pentru venirea Domnului? În Ioan 10:10,
Cuvântul spune în felul următor. Hoțul nu vine decât să fure, să ucidă, să înjunghie și ce? Să prăpădească, să distrugă. Care este planul diavolului? Să fure, să-ți fure pacea, să-ți fure bucuria. Să ucidă, să înjunghie, să omoare în tine tot ce mai frumos ce a pus Dumnezeu acolo. Și să distrugă creația lui Dumnezeu. 1 Petru 5 cu 7 spune, potrivnicul vostru, diavolul, ce face? Dă târcoale ca un leu. Cred că este 8, dacă nu așa. Pistrești și vegheați pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu și caută pe cine să înghită. Dacă am înlocuit acel cuvânt caută cu planifică, el își face planul pe cine să înghită. Cum să te distrugă. Cum să ia din tine bucuria. Efeseni 6 cu 12. Aș vrea să mergem acolo în câteva momente. Uitați ce spune acest cuvânt atât de puternic. Efeseni 6 cu 12. Efeseni 6 cu 12 spune în felul următor. Căci noi. Noi n-avem de luptat cui? Împotriva cărnii și sângelui. Ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Frați și surori, în momentul în care Domnul Iisus Hristos a fost pe pământ, El a avut de luptat împotriva duhurilor. În momentul în care se uita la farisei și la cărturari, El nu vedea doar trupul, vedea împotrivirea care era la nivel spiritual și ceea ce era dincolo de om. Tinerilor, noi suntem extrem de ispitiți de diavol și armatele lui sunt pe urmele noastre. În fiecare zi, în fiecare moment, în fiecare clipă. Tocmai de aceea, când este ziua bătăliei, astăzi, chiar acum este ziua bătăliei. Chiar acum este ziua în care diavolul este pe urmele noastre, iar noi trebuie să luptăm cu putere și cu încrâncenare ca să biruim. Mi-am analizat săptămâna trecută, mi-am analizat așa un pic viața și m-am uitat din perspectiva unui tânăr de 24 de ani cam care sunt lucrurile cu care mă încearcă de cele mai multe ori diavolul și unde atacă el? Unde atacă? Și am văzut că mă scol dimineața și primul impuls pe care l-am este să deschid telefonul și să mă uit pe Facebook. Ăsta e primul impuls. Nu doar să mă uit pe Facebook, să intru și pe Instagram. Știți la ce mă refer? Pe Instagram, Snapchat. Primul impuls poate pentru altcineva să se ducă și să aprindă telecomanda să vadă ce mai e la televizor. Corect? Sau să vezi ce s-a mai întâmplat în lume. Ăsta e primul impuls. Studiile arată că în secolul 21, majoritatea oamenilor, în primele câteva momente ale zilei, primul lucru pe care îl cauți în momentul în care te trezești este să ții telefonul de pe noptieră și să vezi ce s-a mai întâmplat. Se regăsește cineva în situația asta? Sau sunt doar eu singur? Nu este valabil doar pentru tine. Este valabil și pentru cei în vârstă, pentru că începe din ce mai mult să ne acapareze. Dar știți unde intervine Duhul Sfânt? Când în momentul în care vine planul ăsta al celui rău, îi spui nu. Eu știu că vreau să-mi încep ziua bine și o să încep cu cine? Cu Dumnezeu. O să-mi încep ziua cu Domnul. Pentru că știu că în momentul în care am pus mâna pe telefonul acela și m-am uitat și mi-am pierdut și mi-am... Imediat, concentrarea mi-a fost doar de la Hristos și m-a fost pusă pe altceva, diavolul și începe planul cu mine și foarte ușor mă poate dobori. Sunt atât de multe distrageri pe care le avem de la Hristos. Dați-mi voi să vă întreb, care este distragerea dumneavoastră? Care e acel lucru care vă distrage de la a fi cu privirea țintită la ceea ce are Dumnezeu, cu privire la ceea ce El vrea să facă cu dumneavoastră? Care e planul diavolului cu tine? Care e planul diavolului cu mine? Și care e partea cea mai bună? Că nu există doar un plan al diavolului. Cine mai are un plan? Aleluia. Dumnezeu are un plan pentru mine și Dumnezeu are un plan pentru tine și Dumnezeu are un plan pentru dumneavoastră și Dumnezeu are un plan pentru fiecare în parte.
Uitați ce spune cuvântul Domnului în Ieremia, la capitolul 29, cu versetul 11. Căci eu cunosc ce anume? Gândurile. Acolo putem foarte, foarte ușor să punem cuvântul planurile. Eu cunosc planurile pe care le am cu privire la voi. Gânduri de pace. Înțelegem noi faptul că Dumnezeu are gânduri de pace pentru viața noastră? Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Când tu te scoli dimineața și ești somnoros și tu mai ce te-ai trezit, Dumnezeu se uită la tine și spune: eu am gânduri de pace, am gânduri de binecuvântare, am gânduri de vindecare, am gânduri de har, am gânduri bune pentru viața ta. Am cele mai bune gânduri pentru tine. În fiecare dimineață Dumnezeu spune acest lucru. Dar oare conștientizăm noi de fiecare dată că acesta este planul lui Dumnezeu pentru viața noastră? Ioan 10 cu 10, dacă spune despre diavolul că este un hoț, un ucigaș, unul care vine să distrugă, există un revers. Și spune Domnul Iisus Hristos: eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu tare curios sunt cum arată viața asta din belșug. Viața aceea din abundență. În momentul în care îți dă Hristos pacea Lui, oricât de mare ar fi îngrijorarea, tu spui: cu Domnul meu sar peste zid. Cu Domnul meu sunt biruitor. Cu Domnul meu merg înainte. 1 Petru 5, 8 spune: fiți streji și vegheați. Dacă pe de-o parte diavolul încearcă și caută să înghită pe aceia care sunt ai lui Dumnezeu, ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Fiți streji și vegheați. Planul lui Dumnezeu, frații mei și surorile mele, pentru viața noastră este să fim treji și vegheatori. Spuneți-mi, vă rog, ce înseamnă să fii vegheator? Puteți să-mi dați câteva sinonime? De multe ori înțelegem mai bine cuvântul lui Dumnezeu în situația în care căutăm să -l înțelegem pe deplin. Ce înseamnă să fii vegheator? Să fii? Să fii gata. Să fii în gardă. Foarte bine. Să fii în gardă. Să fii pregătit. Ce altceva mai înseamnă să fii vegheator? Să fii treaz. Corect. Foarte important acest lucru. Să nu fii într-o stare de somnolență. Să fii vegheator. Ce altceva mai înseamnă? Tinerilor, ce altceva mai înseamnă? Să fii atent. Să fii atent, să fii vigilent. Să fii foarte atent la ceea ce se întâmplă în jurul tău. Îmi place o vorbă românească care spune să fii cu ochii în patru. Nu știu cum arată să fii cu ochii în patru, că avem doar doi, dar probabil că trebuie să fii extrem de atent la ceea ce se întâmplă în jurul tău. Cuvântul Domnului spune: feriți-vă de ori ce se pare rău. Una dintre cele mai mari provocări pe care o am ca tânăr și ca slujitor în Biserica lui Dumnezeu, ca lider de laudă și închinare, ca prieten pentru prietenii mei, este să mă feresc de tot ce se pare rău. Uneori suntem atât de ușor ne este să spunem anumite cuvinte și să-i jignim pe ceilalți. Să-i luăm peste picior. Cuvântul Domnului spune: feriți-vă de ori ce se pare rău. Fiți cu ochii în patru. Fiți streși și vegheatori. Care este planul lui Dumnezeu? Să ne dea un viitor și o nădejde. Dar în același timp, cum să fim noi? Treji și vegheatori. Efeseni 6 vorbește, după ce spune că toată suita aceasta de căpetenii, de ducuri, este pe urmele noastre, spune acolo: dar voi luați toată armătura Duhului Sfânt. Și aș vrea să mă opresc doar la două lucruri despre care am vorbit și joi seara, dar acum biserica fiind toată biserica, aș vrea încă o dată să reamintesc acest lucru. Din armătura Duhului Sfânt, aș vrea să amintesc două lucruri. Sabia Duhului, care este cuvântul, și rugăciunea. Rugăciunea și cuvântul. S-a făcut o sinteză, s-a făcut cumva o cercetare să se vadă cât de mult se roagă slujitorii în America. Testul ăsta s-a făcut pentru americani, dar cred că poate să fie valabil și pentru alte țări. Un slujitor, în medie, în fiecare zi, din
tot numărul de persoane care au fost luat, se ruga aproximativ persoane care lucrau în biserică, mergeau, slujeau, făceau o grămadă de lucruri și se rugau. Puteți să-mi dați câteva minute. Nu minute. Deja v-am dat. Cam cât se rugau ei? 15 minute. Alți? 30. Cât? 30 de minute. Suntem optimiști, foarte optimiști. Alt, mai mult. 10 minute? Undeva la 7, între 7 și 8 minute. Asta era media timpului pe care acești oameni îl petreceau în rugăciune. Vi se pare puțin? Foarte puțin, da? Foarte puțin. Într-o lume în care te trezești dimineața, obosit, după o zi de muncă, și poate că nici nu ai avut timp să te odihnești, și te gândești că înaintea ta ai o zi întreagă care stă la dispoziție să faci exact așa lucruri pe care le-ai făcut ieri și să fii la fel de obosit, nu-ți mai găsești așa de ușor timpul pentru rugăciune. Pare tragic, dar este foarte adevărat. Cât timp petrecem noi stând în rugăciune, în intimitate cu Dumnezeu? Cât timp stăm în Cuvântul lui Dumnezeu, citindu-L, dar nu doar citindu-L, studiindu-L, uitându-ne să vedem ce a vrut Dumnezeu să spună acolo și ce are să-mi transmită mie astăzi. Frații mei, cred că Dumnezeu astăzi mai mult ca oricând vrea să facem două lucruri. Să fim ancorați în cuvânt. Știți ce rol are ancora? Să te țină atunci când e furtună. Să fim ancorați în cuvânt și să ne adâncim în rugăciune. Rugăciunea pur și simplu ne ia de la suprafață, de acolo de unde lucrurile și sunt valuri și sunt tot felul de lucruri rele și ne duce în adâncime, ne ajută să înțelegem Cuvântul lui Dumnezeu. Isaia 43. Aș vrea să citesc câteva versete din acest cuvânt. Isaia 43. În momentul în care citim Cuvântul lui Dumnezeu, se întâmplă ceva fantastic cu viața noastră. Începem să cunoaștem promisiunile lui Dumnezeu și începem să cunoaștem ce vrea Dumnezeu pentru viața noastră. Dar știți care este una dintre caracteristicile noastre umane? Uităm foarte repede. Vi se întâmplă să uitați? Vi se întâmplă să uitați vreodată că Dumnezeu v-a spus că va fi cu dumneavoastră? Vi se întâmplă să uitați vreodată că Dumnezeu v-a spus că, indiferent de situația prin care veți trece, El are o soluție și are oameni pe care să-i aducă și vă va deschide ușile și vă va face trecere? Uitați vreodată lucrul acesta? Pentru că mie mi se întâmplă să uit. Prins în toată vâltoarea aceea și prins în problemă, câteodată uit și am impresia că Dumnezeu nu mai pasă de mine. Dar în această seară vreau să recitesc un capitol pe care, câteva versete pe care dumneavoastră le cunoașteți foarte bine. Aș vrea împreună să ne uităm la promisiunea lui Dumnezeu, ceea ce spune El pentru noi. Acum așa vorbește Domnul care te-a făcut Iacove și cel ce te-a întocmit Israel. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc. Cine te izbăvește? Dumnezeu. Te chem pe nume, ești al meu. Vreau să fac lucrul acesta puțin mai personal. Cristi. Pentru că te-am cunoscut un pic mai bine dintre ceilalți tine. Uite ce spune Domnul ție astăzi. Ești pregătit să asculti cuvintele pentru tine? Ești pregătit? Domnul spune așa pentru tine. Nu te teme de nimic. Poți să faci lucrul ăsta. Greu, așa? Dar Dumnezeu spune, nu te teme de nimic. Eu te izbăvesc, te chem pe nume, al cui ești tu, Cristi? Al Domnului. Luați lucrul acesta personal. Dumnezeu spune mie, Emi, așa îmi spun prietenii, Emi, și Dumnezeu mi-e prieten și atunci îmi poate spune Emi. Emi, nu te teme de nimic. Te chem pe nume, ești al cui? Al meu, zice Domnul. Ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine. Și râurile nu te vor aneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va prinde. Nu știu care este problema prin care treceți. N-am nici cea mai mică idee. Prea puțin cunosc pe câțiva frați și surori din biserică. Și pe aceea nu-i cunosc atât de personal cât să le știu problemele. Dar Dumnezeu vă cunoaște și El vă spune, dacă vei trece prin foc, nu te va arde. Și nu te vei neca dacă vei merge prin apă adânci. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, ce fac? Ce face Domnul? Da oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Nu te teme de nimic.
Planul lui Dumnezeu este să ne dea un viitor și o nădejde. Planul lui Dumnezeu este să-și îndeplinească promisiunile Lui față de noi și promisiunea Lui este că va fi de partea noastră. Să nu ne temem. Așa cum am dat exemplul acesta lui Cristi, luați lucruri personal pentru dumneavoastră când citiți cuvântul, vorbiți peste viața dumneavoastră. Nu te teme nimeni. Eu sunt Domnul, e de partea ta. Orice s-ar întâmpla. Și planul lui Dumnezeu este să fim treji și vegheatori. Am spus că, în primul rând, cine are un plan? Diavolul are un plan. Și planul lui care este? Să distrugă, să fure, să facă numai rău. El n-are nimic bun pentru noi. Cine mai are un plan? Dumnezeu are un plan. Care este planul lui? Este un plan de speranță, de nădejde. El ne spune multe teme. Cine ar trebui să mai aibă un plan? Omul. Dați-mi voie să vă pun această întrebare în această seară. Care este planul dumneavoastră? Dimineața când vă treziți, care este planul pe care îl aveți pentru ziua respectivă? În planul dumneavoastră se regăsește Dumnezeu? Tinerilor, în planul vostru se regăsește Dumnezeu dimineața? Frații mei, se regăsește Dumnezeu în planurile noastre? Surorile mele, se regăsește Dumnezeu? Uitați ce spune versetul 37 din Luca de la capitolul 21 și la capitolul 21. Versetul 37 spune așa. Ziua, Iisus învăța pe norod în templu, iar noaptea se ducea de o petrecea în muntele care se cheamă Muntele Măslinilor. Și tot norodul venea dis de dimineață la el în templu ca să-l asculte. Observați dumneavoastră care era planul Domnului Iisus Hristos, bazat pe versetele care erau mai înainte, care sunt mai înainte? Ziua ce făcea? Învăța norodul în templu. Ziua se preocupa de cuvânt, se preocupa de scripturi. Și ce făcea noaptea? Se retrăgea și se ruga. Aș vrea să rămâneți cu aceste două elemente care fac parte și din planul meu. În fiecare dimineață când mă trezesc, mă rog Domnului să mă ajute să fac două lucruri. Să mă ancorez în cuvânt și să mă adâncesc în rugăciune. Să fac timp dimineața să mă rog, dar pe tot parcursul zilei să-L am în mintea mea pe Domnul Iisus Hristos. Și să mă gândesc la El. La cel mai bun prieten al meu. Și în momentul în care fac lucrul acesta, vă spun că ziua merge cum nu se poate mai bine. Chiar dacă sunt încercări și chiar dacă vin îngrijorări și chiar dacă sunt probleme, când diminețile mi le încep cu Domnul, toată ziua este binecuvântată. Dar atunci când spun astăzi nu am chef, astăzi sunt prea obosit și mă duc direct la serviciu sau mă încep direct activitatea, nu știu dacă dumneavoastră vi s-a întâmplat, dar parcă ziua respectivă merge din ce în ce mai rău și merge în jos. Acest mesaj a început într-o dimineață în care stăteam în cuvânt și mă rugam și am citit capitolul 4 din Matei. Și acolo mi se prezintă ce anume. Ispitirea Domnului Iisus Hristos. Și cuvântul ne spune acolo că Domnul a fost ispitit de 3 ori. Ce a făcut Domnul Iisus Hristos de fiecare dată când a fost ispitit? Cu ce a răspuns? De fiecare dată Domnul Iisus Hristos a răspuns cu cuvântul. Punct ochit, punct lovit. Nu a mers pe dinături. A știut ce să spună. De ce a reușit El să vorbească cuvântul și să rostească cuvântul și să răspundă cu cuvântul? Haideți să nu ne gândim doar la partea divină a Domnului Iisus Hristos. El era 100% om, dar era 100% Dumnezeu, dar și 100% om. Domnul Iisus Hristos, cât a fost mic, El a învățat cuvântul, El cunoștea foarte bine promisiunile lui Dumnezeu. Domnul a răspuns diavolului cu cuvântul. A fost ispitit de 3 ori, dar e acolo un verset la sfârșit care spune că după toate aceste lucruri, diavolul l-a lăsat cât? Pentru o vreme. Diavolul l-a lăsat pentru o vreme. Frații mei, oricât de bine
am crede că suntem în momentul de față. Să știți că diavolul e pe urmele noastre. Singurul care ne poate ajuta să fim biruitori și să ne ducem până la capăt călătoria și umblarea cu Dumnezeu este Domnul Iisus Hristos prin Duhul Lui Cel Sfânt. Așa că vreau să vă provoc în această seară să vă puneți întrebarea aceasta: dacă diavolul are un plan pentru viața mea și este unul atât de destructiv și Dumnezeu are un plan pentru viața mea care e unul de pace și bucurie, care e planul meu? Și m-aș bucura așa de mult ca planul dumneavoastră să fie unul în care să puneți rugăciunea și cuvântul în centru activității dumneavoastră. Și aș vrea să închei cu o ilustrație. O poveste pe care am auzit-o ascultând o predică pe internet a unuia dintre cei mai mari, din punctul meu de vedere, predicatori din America, Bill Hybels. Nu știu dacă ați auzit de el, este un predicator baptist. Și Bill Hybels este un om care face foarte multe lucruri în America, peste tot în lume, a pornit o mișcare pentru liberi, se numește Global Summit, Leadership Global Summit. Și omul acesta, la un moment dat, povestește în biserica lui un lucru foarte interesant. Și uitați ce spune. În primii ani de slujire, la un moment dat, unul dintre tinerii pe care i-a botezat, un om de afaceri foarte bogat, adică avea foarte mulți bani, a venit la el și i-a spus: știi ceva, pastore? Nu prea reușesc să înțeleg cum de voi creștini, sau noi creștinii, am putea să ne facem timp pentru rugăciune. Tu ești într-o altă categorie, ești pastor, nu cred că îți poți da seama cât de dificil îmi este să mă scol dimineața, să merg dintr-o parte în alta a orașului și să mai fac timp să mă rog și să petrec timp în cuvânt. Și Bill Hybels îi spune un lucru care, la momentul respectiv, asta era tot ce avea el ca experiență și spune în felul următor: dragul meu, nu știu cum îți organizezi tu viața, dar de obicei ne facem timp pentru lucrurile care contează. De obicei ne facem timp pentru lucrurile care contează. Dacă rugăciunea contează pentru tine, te vei ruga. Dacă cuvântul contează pentru tine, îl vei citi și îl vei studia. Dacă familia contează pentru tine, îți vei face timp pentru familie. Dar dacă nu contează, nu te interesează. Omul acesta, omul de afaceri, a plecat de acolo destul de supărat și pentru câteva luni n-a mai dat-o la biserică. Dar după câteva luni, pastorul Bill îl vede pe această persoană, o vede că după ce s-a terminat programul de biserică, vine spre el și îi spune: pastore, vreau să te invit să facem ceva împreună. Tu și cu soția să vii la mine acasă, soția mea a pregătit ceva pentru voi, crezi că ați putea să vă faceți timp? Și pastorul Bill spune: din momentul în care l-am văzut, mi-am dat seama că ceva se întâmplase în el. Ceva se întâmplase. Nu mai era la fel, nu mai era același om. A acceptat invitația, s-a dus acasă la el și când a ajuns acasă, în timp ce soțiile vorbeau, pregăteau masa, l-a luat și l-a dus undeva în spatele casei pe verandă și i-a arătat un șezlong. Știți cum sunt șezlongurile acelea din lemn, care se... un fel de balansoar. Și a spus: uite, după ce mi-ai spus acele cuvinte, mi-am dat seama că pentru mine rugăciunea și cuvântul nu sunt importante. Chiar deloc. Dar am încercat să găsesc o soluție să devină importantă. Așa cum am dus, mi-am luat un șezlong, l-am pus aici. În fiecare dimineață îmi iau cafeaua și beau cafeaua cu Dumnezeu. Asta era modul în care el a început să-și găsească plăcerea în cuvânt. Mă trezesc cu jumătate de oră mai devreme, câteodată 20 de minute, mă duc, stau, mă rog, citesc din Scriptură și parcă zilele mele sunt total diferite ca înainte. Și din ce povesteau, au venit și soțiile și pastorul Bill îl întreabă pe omul acesta: și ce se întâmplă? Cum ești de atunci? Ce s-a schimbat în viața ta din momentul în care ai început să faci aceste lucruri? Soția lui intervine și spune: pastor, hai să spun eu ce s-a întâmplat. E un alt soț, e un alt tată, e un alt om, este mult mai afectiv, este mult mai bun, este mult mai atent cu ceilalți, îi pasă mai mult de ce se întâmplă în jurul lui și e un mai bun credincios. Lunile au trecut și după câteva luni, omul acesta vine la pastor și spune: știi ceva, pastore, stând acolo în scaunul acela de rugăciune, Dumnezeu mi-a vorbit în inima mea și mi-a spus să renunț la jobul meu și să vin să lucrez pentru tine, să începem o biserică împreună.
Și păstorul i-a spus, ești sigur că ți-a vorbit Dumnezeu? Pentru că noi nu prea avem cum să te plătim. Așa că dacă o să vii la noi, o să trebuiască să te descurci sincer. N-avem ce să-ți oferim. Și am zis, nicio problemă, m-am descurcat bine până acum cu afacerile. Câteva luni o să mă descurc. Și a spus păstorul, du-te înainte să faci lucrul ăsta încă o dată și stai acolo și vorbește cu Dumnezeu și asigură-te că e voia Lui. S-a dus, după o lună de zile a venit hotel și a spus, vreau să începem împreună cu biserica. Au început biserica respectivă, Dumnezeu a binecuvântat lucrarea, e una dintre bisericile mari din zona respectivă unde păstorește Bill Hybels. Anii au trecut și după câțiva ani, omul acesta îi spune lui Bill, știi tot acolo când stăteam în scaunul de rugăciune și vorbeam cu Dumnezeu, el mi-a zis să plec din zona asta și să mă duc undeva în Colorado, să-mi ajut un prieten să înceapă acolo o biserică. Și păstorul a întrebat, ești sigur că ți-a vorbit Dumnezeu? Sigur? Da. Pentru că acolo, când stau de vorbă cu Dumnezeu și stau în cuvântul Lui, El îmi revelează niște lucruri extraordinare. A făcut lucrul acesta și a ajutat prietenul, Dumnezeu a binecuvântat lucrarea. După ani de zile, omul acesta a fost diagnosticat cu cancer. Și a stat în șezul omul acela și s-a rugat și Dumnezeu nu l-a vindecat. Asta a fost voia Lui. Așa că a murit. Și fiind la mormântarea lui, Bill a stat de vorbă cu soția lui și a întrebat-o, a fost ceva cu scaunul acela, așa? Cu șezlongul acela rugăciunii. S-a întâmplat ceva acolo. Și a zis, pastore, nu-ți poți da seama din momentul în care el a început să dedice timp rugăciunii și cuvântului, viața lui s-a schimbat. Ne dorim ca cineva în familia noastră, în generația noastră, să se ridice și să stea în acel scaun, să se roage, așa cum a făcut-o soțul meu. Dragii mei, frați și surori, vreau să vă întreb, care este pentru dumneavoastră scaunul rugăciunii și al cuvântului? Pentru unii dintre noi poate să fie cabina din mașină dimineața, când mergem acolo în liniște și stăm 30 de minute și ne rugăm și citim cuvântul. Pentru alții, să știți că pare un pic ciudat, dar poate să fie baia. Când te închizi în baie, pentru că toată casa e plină de oameni care tot merg și e liniște și nu vrei să-i deranjezi, te duci acolo și stai, nu știu, lângă cadă. Și stai și studiezi cuvântul. Pentru alții chiar o cameră special dedicată rugăciunii. Pentru alții este pur și simplu să te duci undeva la un loc dimineața, Burger King sau ce mai e aici în zonă, și să stai acolo să petrești timp cu Dumnezeu. Pentru că știți care e frumusețea? Dumnezeu nu se uită la poziția corpului atunci când te rogi, ci se uită la poziția inimii. Pentru că Dumnezeu spune, poți să stai în picioare sau poți să stai pe genunchi, dar dacă inima ta nu este sinceră, nu e suficient. Închei în această seară și vreau să vă las cu aceste gânduri. Diavolul are un plan pentru fiecare dintre noi. Și planul lui este unul de distrugere. Dumnezeu are un plan și este unul să vă binecuvinteze și să vă dea un viitor și o nădejde. Care este planul nostru? Care este planul meu? Care este planul dumneavoastră? Îmi doresc din toată inima ca în fiecare dimineață când vă treziți să începeți ziua cu Dumnezeu. Să vă faceți planul pentru ziua respectivă. Să petreceți timp în cuvânt și să petreceți timp în rugăciune. Și când ne vom vedea peste ani de zile sau peste câteva luni sau când v-am găduit Dumnezeu, să putem să vorbim. Și sunt sigur că deja aveți experiențe din acestea. Sunt convins că nu vorbesc cu unor oameni care nu se roagă sau nu citesc din Scriptură, sunt sigur de asta. Dar întotdeauna putem să ne rugăm și să citim mai mult și să studiem mai mult. Și atunci când ne întâlnim să vorbim despre minunile pe care le face Dumnezeu și despre ceea ce le va vorbi. Harul Lui să fie peste noi și binecuvântarea Lui să se reverse din plin peste viața noastră, să ne ducem calea până la capăt cu Dumnezeu. Amin!